Da, și să vedem ce o să avem la a doua pentru plus. Ce? Să încercăm. Deci vine... A de orice. A ori B orice supra. A la treia pentru B plus C. Plus A ori B orice supra B la treia pentru C plus A. A ori B orice supra... B la treia pentru C plus A. Plus A ori B orice supra C la treia pe lângă A plus B. La mai ales doar ca 3 pe 2. C cu cel al treia duce și rămâne cel al doua. Așa. Și rămâne B la a doua. Aici A ori A și rămâne A la a doua. Și transformă în B orice supra A pe lângă B plus C. Plus A supra B pe lângă C plus A. Deci plus A orice supra. Dar știi ce te aș ruga să facem? Mm. Să le desfacem și pe ele? Mi-ai dat una care era în legătură cu ceva, cu 3 pe 3, care era ca o aplicație. A supra B, B plus C. Era una așa, da? A supra B, B plus C. C plus B supra C plus A plus C supra A plus B. Mai mare ca 3 pe 2. Mai egal cu 3 pe 2. Da. Deci A supra B plus C plus B supra C plus A plus C supra A plus B. Acolo am găsit noi cu un A, a fost pătrat acolo așa. Aici însă avem... Deci asta s-a așezat așa, BC supra... BC supra la doua pe lângă B plus C. A la doua pe lângă B plus C. Plus A orice supra B la doua pe lângă C plus A. Plus A orice pe, supra celea a doua pe lângă A plus B. Mai mare ca 3 pe 2. Și la doua pe lângă? A plus B. A plus B. Mai mare ca 3 pe 2. Mai mare ca 3 pe 2. Trebuie să demonstrăm așa. Știm că sunt pozitive, știm că faptul că făcut unul l-am folosit. Acum... eu BC-ul ăsta... BC-ul pot să duc la numitorul de aici. Pot să scriu așa la supraetajare. Da. Deci BC-ul să duc așa aici. Mhm. Atunci s-a transformat așa. Uite, mai am spus. Unul supra A pătrat pe lângă B plus C, D plus C supra BC. Plus 1 supra aici e A pătrat. 1 supra. Deci 1 supra A, 1 supra B pătrat era acolo, nu A pătrat. Acolo. Deci, aici este A pătrat prima. Nu. Acolo. Aici, da? Da. B pătrat, da. 1 supra B pătrat. 1 supra B pătrat pe lângă C pe A plus C pe A supra C ori A. C ori A. Plus A, nu? Supra C ori A. C ori A. Și plus 1 supra C pătrat pe lângă C pătrat pe lângă A plus B. A plus B supra produsul A ori B. Supra A ori B. Mai mare ca 3 pe 2. Mai mare ca 3 pe 2. Este cea dinainte, totuși noi într-o echivalență. Și... Și ce n-am știut dacă am scris ușor? Nu știu la ce m-a ajutat. O să urmărim mai departe ce ne putem, de ce ne putem noi lega. Noi știm că B orice este egal cu 1 supra A. B orice 1 pe 1 supra A. Și atunci... Și atunci îl scrie că pe B orice e ca 1 supra A. Și se duce... Dar nu știu ce. B, or... B plus C ori A.
B plus C supra 1 supra A, nu-i B plus C pe lângă ora? A, bă, da, și ducem înapoi. Mai păi ducem înapoi, nu? Da. Și ducem la ce era înainte. Da, ducem la, la treia pe lângă B plus C. Așa, nu, deci nu mai putem folosi acolo. Da, nu mai putem folosi în felul ăsta. Scrierea, deci 1 pe A pătrat. Deci ar fi echivalent 1 pe A pătrat. Să vedem dacă am dreptate. Tu urmărește. 1 pe A pătrat supra B plus C supra B ori C. Ca formă de scriere, mulțim prima cu a doua inversată. Da. Deci vine 1 pe A pătrat B ori C B ori C da. Supra B plus C. E bine, nu? Da. 1 supra B pătrat pe C plus A supra A ori C. 1 supra B pătrat supra C plus A supra A ori C. C plus A supra A ori C. Plus 1 supra C pătrat supra A plus B supra A ori B. A plus B supra A ori B. Dar asta, 1 pe A pătrat, nu mai pot să zic 1 pe A tot ori pătrat? Da. Deci ar fi echivalent cu scrierea. 1 pe A tot ori pătrat supra... 1 supra A tot ori pătrat, totul supra... Dar cum erau problemele alea? Că aveam 2 plus 3 supra 2 ori 3. 2 plus 3... 2 plus 3 supra 2 ori 3. Aveam B plus C supra B plus... Cum era? Cum am făcut așa și parcă degeam sau confund cu aici. Hai să nu ne... Poate nu mă duce în altă parte și acum mă concentrez aici, da? Ei, BC-ul ăsta, Miruna, aș putea să-l distribui. Dar lăsăm așa. Supra BC, B plus C. Supra B ori C. B ori C. Plus 1 supra B tot la a doua. 1 supra... 1 supra B. Totul la a doua. Supra a, C plus A supra A ori C. Supra A ori C. Plus 1 supra C totul la a doua supra A plus B supra A ori B. A ori B. Dar asta e mai mare ca după titlul sau de restul. Cam pătrate, 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 supra ceva pe jos. Pentru supra 1 pe, 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Deci mai mare egal cu Titus Andreescu, pe A. Mai mare egal decât prin difracții. 1 pe A. 1 pe A. Plus 1 pe B. 1 pe B. Plus 1 pe C. Plus totul la pătrat. Supra suma lor. B plus C supra B ori C. B plus C supra plus B ori C. Plus C plus A supra ori C. Plus... A plus B supra A ori B. Mai mare egal ca 3 pe 2. A, dacă reușesc. Dacă reușesc mai mare egal. Acum să am mutat problema într-o altă. Mai mare egal pe 3 pe 2. Dacă reușesc aici, sunt fericit. Nu aducem la aceeași. Adică produsul este revoluție. Asta este aici, nici niște. Așa. Deci, nu mai stau leacă. Nu știu, eu simt că s-ar putea să reușesc. Sigur reușim. Da? Simt și tu asta. Practic, ce s-a întâmplat? Eu mi-am mai așezat, uite, la Titus Andreescu, mi-am așezat ceva pătrat, 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 deși aici nu se vedea pătrat pe acelea, da? Deci, care e tehnica? În loc de 1, că nu, dacă șterge, nu mai am asta. În loc de 1 am folosit ABC-ul, am aranjat, mi-am așezat într-o altă formă și acum aici e problema mea. Da? Sper să reușim aici și atunci suntem chiar mulțumiți. O transcriem pe asta, să o scriem acolo, ca să poți să șterg toată urmă. Exact. Dar în loc de BC, dacă distribui numitor, vine B supra BC. Și se duce. Și vine 1 pe C plus da. 1 pe B. Da. Și atunci 1 pe A, 1 pe B, 1 pe C, mutăm cu E, M și P, ca să vină mai ușor decât cu fracțiile astea. Deci, mai întâi o transcriem un pic acolo, ca să te înștergem. Așa. Să o scriem aici, da? Să o scriem cu 1 pe B plus 1 pe C, ca să... Așa o să scriem, da? Da. Deci vine să... Sau mai întâi să scriem că 1 pe A egal cu M. Vrei să o scriem de dată cu E, M și P? Da, mai să facem chestia asta ca să șterg cu tot. Deci 1 pe A egal cu M. 1 pe B egal cu M. Și 1 pe C egal cu... 1 pe C egal cu X. M, N și P. Hai să mergem în litera asta. Atunci, inegalitatea asta ar traduce așa. M plus N plus P
Tot la a doua. Tot la a doua. Supra. B plus C rămâne no. așa. Stai, vedeam. A, nu. Da. B supra B plus C, adică 1 pe C. 1 pe C, ce adică înseamnă? P. P. Plus 1 pe B, adică N. P plus N. P plus N. Plus C supra A orice, adică 1 pe A. Nu, dar acolo dar și C singur. Nu C plus A. C plus A pe C. Da. Așa. C supra orice, adică 1 pe A, plus M. Așa. Plus M. Deci plus M. Simt că va fi de două ori. P de două ori, M de două ori, N. Nu, pe ce P? Da, așa va fi. Va fi 2 de lângă pe... M plus M plus P. Da. M plus M plus P. Să fie mai mare egal decât? 3 pe 2. 3 pe 2. Și asta se simplifică. Așa. Simplifică și dă M. Stai că atunci nu-mi place că dacă se simplifică. Dă M. 2 cu 2 se duce și vine M plus P. M plus P supra 2. Mai mare egal ca 3 pe 2. Și rezultă că M plus P egal cu 3. Nu, mai mare, no. ca 3 sau 5. Deci nu-mi place. Am greșit undeva, dar unde am greșit? N-am greșit. De-aia te-am lăsat, am cerut să mai rămână, să mai vedem capul. Deci unu, ceva la pătrat pe plus ceva la pătrat. Dacă e bine scris. Da, e bine scris. Deci înmulțim pe asta cu... Asupra ori. Și venea BC. BC supra A pătrat pe lângă B plus C. E bine. Deci asta e necalitatea. Practic, de aici puteam să ajung... Nu, totul până aici e sigur bine. Trebuia să ajung de aici, mult mai rapid de aici, nu? Era mult mai ușor să zic. Că vine 1 pe A, după simplificare, 1 supra A. Da. Bun. Și acum, conform lui Andreescu, vine... ăsta plus ăsta plus ăsta, totul la pătrat este aici, supra, numitorii adunați. Ăsta plus ăsta plus ăsta. Și distribui numitorul, vine B supra BC și vine 1 pe C. Nu? Vine 1 pe C plus 1 supra B. 1 supra C plus 1 supra B, 1 supra A, 1 supra B, 1 supra C și 1 supra A. Am văzut că M, M și P. Și... Și nu am vedut în chestia aia că M plus M plus P trebuie să fie mai mare ca 3. Da, da, asta nu e o... Adică 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C să fie mai mare ca 3. 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C să fie mai mare egal de 3. Asta e din aia. Să demonstrăm asta. Că avem și condiția de ce face 1. Și aducem la aceeași numitor. Și ne dă. Aducem la aceeași numitor și ne dă. Ne dă produs lipsit două la numărător. Păi, prima amplificăm cu B și C. Da. Și avem B orice supra 1 plus... Adică suma produselor de câte două se facă... Suma produselor de câte două se facă mai mare decât 3. B orice plus A orice plus... Da, se fac mai mare decât 3. Și dacă aplică inegalitatea mediilor... Haideți totul să o lucrăm. Am ajuns... Destul de aproape, nu? Da, dar să scriem și pe aia, ca... Deci, până la urmă, 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C mai mare egal ca 3. Asta e să-l lăsăm. Că astea două și duc. Bun, Verna, hai să locuim azi. Să o lucrăm aici, să o vedem aici. Că vreau să rămână toată chestia asta deci, pe tablă. De știi de ce? De aici? Da, de acolo știi, că știm acum. Fără și colțul ăsta să-l șterg. Să vedem. Și lucrăm în colțurile astea ca să ne convingem că așa este. Deci 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C mai mare egal ca 3. 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C e mai mare egal ca 3. Ca 3 radical de ordinul 3 în egalitatea mediilor. A. 3 radical de ordinul 3 din produsele lor.
Adică dacă trei... radicalele 3 din 1 supra A, plus ori 1 pe B, ori 1 pe C. Și atât. Și gata. Și ABC face 1 și face 3. Și l-am spus, ați văzut. Deci, iată că... de aceea mi-a zis să rămân pe tavă scris asta. Pentru că îmi doresc să mai văd eu curat. A fost frumos. Da? Deci vezi câte stare de bine se creează dacă pătrundem în problemă? Ești acolo și pricep despre ce este vorba. Hai că o putem simplifica. Inegalitatea cum a fost? A fost așa, 1 supra la 3 pe lângă B plus C. Care a fost, da? Aici este dată, da? După înlocuire, deodată o aranjăm. O iau încă o dată ca să văd cam pierdește timp aici. Deci cercem tabla să mai facem o dată? Da, pentru că e prea frumoasă. Nu mă las până când o înțeleg foarte bine. Adică să scurtăm foarte bine. O lăsăm numai pia, da? Uh-huh. Bine. Da, deci așa trebuie să înțelegem lucrul la matematică. Nu? Mergem din aproape în aproape, vedem dacă am lălăit undeva acolo și dacă nu cumva putem scurta foarte, foarte mult. Așa, asta este inegalitatea care trebuie de asta. Locuim pe 1 cu ABC și atunci s-a așezat așa. BC supra A pătrat pe lângă B plus C o transcrim într-un echivalent. Plus AC supra B pătrat pe lângă A plus C plus BA supra C pătrat supra B plus A. Supra C pătrat pe lângă B plus A. A plus B sau B plus A. Mai mare egal decât 3 pe B. Echivale. Scrierea. 1 pe A pătrat. 1 pe A pătrat supra... B plus C supra B ori C. Deodată, B plus C supra B C înseamnă 1 supra C. 1 supra C plus 1 supra B. Așa? Plus 1 pe B pătrat. Păi, 1 supra C... 1 pe pătrat, supra 1 pe, 1 pe C, plus 1 supra A. Păi acolo 1 supra C plus 1 supra B, ori A la a doua. Nu, că A la a doua l-am pus acolo. Aici l-am pus 1 pe A la a doua, da? Ah, ok. Așa. Și 1 pe C pătrat, 1 pe C pătrat, supra, 1 pe A, plus 1 pe B. 1 pe A plus 1 pe B. Ca să înțelegem, dacă ai și 1 pe A pătrat, și la de 2 litere. 1 pe C plus 1 pe B. 1 pe B pătrat, și la de 2 litere. 1 pe C plus 1 pe A. Și acum 1 pe A la pătrat. Mai mare egal după Titus Andreescu. Da. Decât suma lor. 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Așa. Da? Deci 1 pe A. Că-s pătrat, deci. Da. Eu pot să zic 1 pe A tot la pătrat, deci 1 pe A. Plus 1 pe B, plus 1 pe C, totul la A. Supra A la 2. 2 pe lângă. 1 pe A plus 1 pe B, plus 1 pe A, plus 1 pe B, plus 1 pe C. Și rezultă că 1 pe A. Simplificăm, sunt terminat cu asta, care face egal mai departe. E egal acum, după simplificare. Nu vă spun mai mare egal. Am adus aici mai mare egal. Mai egal cu 1 pe A, plus 1 pe B, plus 1 pe C. Așa. Și a rămas 2. Trebuie să punem 2. Supra 2. Știi că a rămas 2 de aici. Că s-au adunat câte 2, 2 a rămas. Să spunem pătratul și egal. Dar asta e mai mare egal. Mică 3 pe 2. Inegalitatea? Nu. Să vedem. Este atac direct acum.
În egalitatea mediului spune așa, suma a trei numere e mai mare egal decât 3 radicalilor din 3 din produsul lor. Da. Scriu de desu ca să înțeleg și mai bine. Zic așa. Imaginea vezi cu 2. Da, nu-i nimic. Pune și supra 2 peste tot. Deci știm, uite, știm că 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C e mai mare egal decât 3 radical de ordine 3 din 1 supra A ori B ori C. Adică un K, ori 1 pe B, 1 pe C. Care face 1? Care face 3. Și mai pun totul supra 2, împart asta pe 2 și face 3 pe 2. Da, și îmi le dă 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C mai mare de loc ca 3, cât zice. E perfect, da? Da. Deci, aici eu îmi permis să spun că e mai mare, ca conform inegalitatea medilor, mai mare, da, decât 3 radical de ori 3 din produs 1 supra A ori B orice ca se va da. Să nu ne înjuri. Totul pe 2. Totul pe 2 din cauza lui 2, des. Nu mai putem 2. Nu. Totul pe 2. Da, dar așa mă rezultă. Și acum egal mai departe. Ăsta face 1 și 3. Nu? Că am avut din cauza lui 2 de aici. Mm-hmm. Și a plecat de unde, Miruna? A plecat de la asta, am muncit și am atât mai mare. Uite, cred că am un mai mare și aici și aici. Asta e cea mai rapidă demonstrație. Concentrată. Da, cealaltă parcă a fost mai faină. Nu, am lărăit-o acolo. Da, am înțeles. Dar hai să vedem încă o dată. Te rog frumos, vii lângă mine acum, să vezi cât e de fain. Deci, aici ne-ai prins tu aici. La sfârșit, media, aritmetică și geometrică. Da. Uite, asta a fost așa? Am transcris-o în echivalență. Asta de aici este aceeași de aici. Echivalentă cu aranjarea așa, unul pe apă tras supra asta. Lucrează aici Titus Andrescu. Face suma la pătrat, suma lor înseamnă 2 pe lângă. Dar astea adunate înseamnă mai egal de 3 radical din 3 din produsul lor. Mai așa. 3 radical din 3 din produsul lor. Mm-hmm. Și supra 2 pentru că așa au avut 2 de aici și să-i facem. Numai la numărător mai mare egal. Și rămâne 3 în final. La numărător 3 și 2 vine că îi... 2 de la 2 de aici. Păstra. 3 pe 2. Deci, practic, asta de aici e mai mare egal decât 3 pe 2. Terminat. Dar asta e de aici. Spune-mi, mai ca să mai ajung și mie la inimă, spune-mi, unde ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut mai mult fața asta. Care a scris-o mai pe... Mai am lălăit-o cu asta. Da? Dar de ce aici nu-ți place? Prea rapid, adică n-am înțeles niște pași. Păi, hai să-i vedem. Concret, uite, aici n-am înțeles de aici. E clar, dacă am înțeles pe asta, am înțeles și pe aia. Da, dar acum să vedem lucrurile foarte clare. De ce spune că pe baza inegalității mai sus le facem pe astea? Adică trebuie să avem grijă ca pe traseu să aranjăm pe Titus Andrescu și l-am aranjat aici. Care sunt momentele foarte frumoase ale ghiștului? Moment de inspirație. A, când am făcut unul supra A la a doua, unul pe A la a doua, când am împărțit cu B pe C, sunt multe chestii. Primul moment. Păi prima dată ce am... O avem pe aici, o vezi așa. Da. Care e momentul prim de inspirație pe care nu știu l-am avut eu, că așa s-a întâmplat, abar n-am aici, de ce? Privind-o pe ea, cum de aici am ajuns la asta? Pe aia m-am picat cu una. Nu am picat cu una. Făcea a la patru la cam. De ce am fost? Pe unul l-am scris, cum l-am scris? A, ca ori pe orice. Asta e prima chestie. Notează, momente importante. Notează chestiile astea că, știi, merită. Eu cum să te invit să-i zăbovim mai mult la câte una de asta, că dacă am trecut la alta și am trecut la alta, pe cine am ales? Deci momentele importante. Scrie
Fierea, unul ca aur. Unul egal cu aur B orice. Asta a fost momentul important. Al doilea moment important. Pasul 2. Care când am împărțit pe B orice. După simplificare, am dus pe B orice la numitor și pe 1 pe A pătrat l-am scris la numărător. Da? Deci după simplificare, B orice vine la numitor și ai zis al doilea moment. Și apoi titlul Andrei. Și nu, gata. Este titlul Andrei cu telefonat. Da? Uh-huh. Și după simplificare asta, eu eram aici de busolat. Hai spune că nu vedeam încă ești. Știi când mi s-a prins becul? Când tu tot insistai, acum merge, sigur merge. Și am zis, cum merge? Că trebuie să arăt mai mare ca 3. Și când m-am mutat că sunt 3 numere pozitive și mai mare ca 3, imediat am văzut că inegalitatea mediilor face serviciu. Deci următorul pas e inegalitatea mediilor. Pentru numele care, unul pe A, plus unul pe B, plus unul pe C. Da. Mai mare egal decât 3 pe E. Și nu mă deranja că aveam 2 jos, că chiar aveam nevoie de 2. Că trebuie să fie mai mare egal decât 3 pe 2. Că altfel îmi dădea mai mare egal decât 3. Deci, așa vreau să înțelegi o inegalitate. Te duci și te bați pentru inegalitatea asta cu oricine. Acum ai înțeles exact în intimitate, da? Bun. Facem o altă. Mai avem una. Mai avem una, da? Da. Să dea Dumnezeu să avem inspirație. Adică, la momentele acestea, trebuie să avem nevoie de sprijinul Doamnei Doamne, pentru că cât mă privește, trebuie să spun, n-am educat inegalități de astea de foarte multă vreme. Și iată cum, ușor, ușor, mă apropii de ele. Dar noi nu avem nevoie de asta, asta no, e no, no, egal. Da, da. E titlul s-a des și când are loc egal. Mm-hmm. Când, da, foarte frumos. X, Y și Z mai mare egal decât 0. Demonstrați. X supra X plus 2Y plus 3Z. X plus 2Y plus 3Z. Plus Y supra Y plus 2Z plus 3X. Plus Z supra Z plus 2X plus 3Y. Mai mare egal ca 1 pe 2. O idee? Scriem x la a doua și sus x pe lângă. Pentru că am nevoie de x la a doua plus... Da, să te duci la Titus, nu? Da, dar și vreau să fac sus jos un bilom, dar nu iese. Trebuia y la a doua, da? Să vedem. Deci, ia, îndrăznim chestia asta, da? Uh-huh. Să mulțim cu un x, cu un y și cu un z, fracțiile acelea. Și vedem ce se așează el. Deocamdată nu ne duce, sau asta e singura inspirație care are. Deci x la a doua. Supra x lângă... Deodată, deci x pe a doua, plus 2xy, plus 3xz, da? Da. Plus y pe a doua. Plus y pătrat, supra y la a doua, plus 2yz, plus 3xy, plus z pătrat, supra z pătrat plus 2xz plus 3yz. Plus 3yz. Nu am arătat ca 1 pe 2. Echivalent. Cu x plus no. Y. Mai mare egal de atunci am arătat Titus Andreescu. Sărim cu el. Mai mare egal de Titus Andreescu. Și
și mai mare egal decât x plus y plus z putul la a doua supra da. X pe lângă x plus 2y plus 3z. Nu, nu, x pătrat. Nu da, 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 x pătrat, da. X pătrat plus 2y x plus 3zx. Miruna, eu vreau să văd că x pătrat plus y pătrat plus z pătrat să scriu pe tine. X pătrat plus y pătrat plus z pătrat, așa va veni, plus egal de xy, 2xy, mai am undeva, 2X, am un 3xy, 2yx, 2yz, 2xz. 2xy și 3xy, 5xy fac. Văd aici, deci 2xy și mai este pe traseu un 3xy. Da, 5xy. Așa. Plus 5xy. Plus 5y, plus... Cred că 5 de toți. Da, așa o să fi. 5xy plus 5x. Plus 5xz. Așa. Xz plus y. Deci 5 plus y. Da, da. Se mulțumesc. Yz. Plus yz, da. E, și asta să fie mai mare decât 1 pe... 1 pe 2. Mai mare decât 1 pe 2. Și acum eu o transcriu că, mă, cu semn de întrebare. Trebuie să o muncim la asta. Și 2 pe lângă ar fi echivalent. Vă spun că 2 pe lângă x pătrat plus y pătrat plus z pătrat mai mare decât x pătrat plus y pătrat plus z pătrat plus 5 pe lângă x, y. Mai mare egal. Mai mare egal. La da. Toate și acolo. Da. Plus x la a doua, plus y la a doua, plus z la a doua, plus 5 pe lângă... x, y plus z. Plus y, z, plus x, z, da. Echivalent cu ridicăm la pătrat. Și avem 2x la a doua, plus 2y la a doua, plus 2z la a doua, plus 4xy plus 4yz plus 4xz mai mare egal ca x la a doua plus y la a doua plus z la a doua plus 5xy plus 5yz plus 5xz se duce 2x la a doua se duce 2 cu x la a doua din față și rămâne un x la a doua, rămâne un y la a doua, rămâne un z la a doua și se duc și 4 cu x și se rămân așa. X la a doua plus y la a doua plus z la a doua. O să rămâne x la a doua plus y la a doua plus z la a doua minus xy minus yz. E mai mare egal decât xy plus xz plus yz care e cunoscut. Yz adevărat. Că nu mulțește cu 2. Ia, aia, că da. Da? Deci suma pătrat mai mare decât prospect de 2. Și la cu 2. Vezi cât de... Hai să vedem încă o dată. Ai văzut? N-ai stat prea mult pe gândușesc. Mulțesc cu x. Fiecare fracție o amplifici pentru că vreau să mă duc de mod să acționez cu tipus. Și am făcut-o. După ce am făcut-o chestia asta, am sesizat aici simetria aceea și am zis 5 pe lângă. Și acum asta, că e mai mare decât 1 pe 2, o rezolv. Calcul și gata treaba. Dacă asta, ia închipuiți tu când drăzneam noi, direct aici, să nu facem artificiu de calcul, să nu ne ducem pe mâna lui Sandrescu, ci pur și simplu să aducem la aceeași numitor. Cu numitor cum era ăsta, ori ăsta, ori ăsta. Sunt diferiți. Și eu amplificam și într-o cu 2 și cu 3. Deci Sandrescu ne duce într-o fracție. Și aceea mai mare decât 1 pe 2 e altă poveste. Da? Deci vezi, inegalitatea asta chiar una deșteaptă. Sandrescu generalizează. Așa cum inegalitatea mediilor e sursă pentru multe inegalități, și asta este o sursă pentru foarte multe inegalități. Dovadă că cel puțin 3, când am avut în seara asta, 3 sau 4, 3, au fost făcute numai pe baza lui Titus Andreescu. Tot a fost secretul, nu?
muncinași de piept andresc. Merită să-i spunem prietenii noștri că dacă ar fi știut ei la ora asta să se uite pe proful online... La, și la colegii tăi, puteau să ne urmărească în direct. Da, vor tema. E, vor tema, puteau să ne urmărească în direct. Păi sigur că da. Tu... Se urmărițe în direct la 7:15. Când intrăm în direct, în online, internet, și vedeți și explicați lui domnul profesor. Fiu, da, spun, da, dar nici nu mai interesa, sincer. Deci acum este o chestie deschisă, că tu vii și faci lecția aici, așa că ne pricepem. Eu nu am pretenția vreodată să-l pot face de la prima citere. Eu vă ziceam, am fost destul de cinstit, corect. Nu știu nici măcar inegalitatea. Dar ce întreb? Să o înțeleg, să văd care este miezul ei. Să o demonstrez ca să mă obișnuiesc cu ea, să o generalizez, să înțeleg exact mecanismul. Acolo am văzut și fenomenul de inducții și până le apucă de temă. Păi ce vrei să fac? Să mă apuc de temă? N-aveam nicio șansă, că nu știam. Deci toate acestea, dacă vreți, în felul în care am procedat eu, constituie modul de a gândi voi acasă. Că de cele mai multe ori se întâmplă așa. S-au predat acolo, ai copiat de pe tablă ce s-a putut, ai înțeles într-o măsură câte ceva de acolo și vrei să faci tema. Hai să facem tema. Hai. Ei, nu se încerc așa. Deci cel mai clar este modul în care ai procedat tema. Așa trebuie să înțelegeți voi. De aceea, prietenii noștri care ne vor urmări, care o să se de lecția, cel mai frumos lucru este ăsta, colegii tăi, mâine, dacă mâine aveți tema, aveți mâine tema? Fa, păi ce șansă avea. Cu toții puteau să vadă tema făcută cum trebuie, așa. Nu știu, dacă faceți tema, uitați-vă, lăsați-vă să sunteți la proful online. Și acolo domnul profesor să face indirect. Și eu să pun mai multe întrebări. Sigur. Și pot veni cu întrebări. Deci pe numele la telefon, pot suna, acolo nu știu, n-am înțeles acolo, un pic mai ușor. Mm-hmm. Și facem o chestie care nu e deloc, cum spun, motiv de jert, mai mult. Poate au o altă inițiativă, au o altă idee. O îmbrățișăm cu foarte multă, cu mult drag. Așa ne oprim aici și le spunem tuturor prietenilor că au ce învăța dacă vin la profund. Să urmați lecțiile că... La revedere, like și share și abonați-vă!